Un proiect de schimb interșcolar între două instituții de învățământ din țara noastră și din Spania a fost lansat astăzi în capitală. Este vorba despre proiectul STEM in Action, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, încheiat între Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu și Colegio El Salvador din Torrela Vega. Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din București a fost gazda lansării proiectului Româno-Spaniol. Elevi de la Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu au prezentat oaspeților spanioli, părinților și colegilor câteva proiecte realizate de ei, printre ei și Teodor din clasa 7-a, Prințul Constantin. Hello everybody, I'm Teodor, I'm 13. Bună tuturor! Sunt Teodor, am 13 ani și sunt în clasa a 7-a. Când am auzit prima oară de ideea acestui proiect, am fost foarte fericit și entuziasmat să-l realizez. Am avut două idei. Am vrut să fac o casă ecologică și să ajut pe ceilalți oameni. Proiectul STEM in Action este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea K2. Acest proiect este deosebit de important. Își propune să aducă o schimbare în modul de predare a științelor, respectiv a matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, prin tratarea interdisciplinară a acestor discipline cu artele și cu muzica. Este un demers extrem de modern și considerăm că va avea un real impact asupra elevilor din școlile, din cele două școli partenere, pentru că va face lecțiile de științe mult mai atractive. Acest proiect este urmarea unei îndelungate colaborări între cele două școli, între școala noastră și Colegio El Salvador din Torrela Vega, deoarece în urmă cu 8 ani, în 2011, am mai derulat un proiect de acest gen, un proiect care avea ca temă învățarea limbii franceze prin teatru. Numele proiectului era Je découvre, je me découvre. Și de asemenea aș vrea să adaug că proiectul STEM in Action se înscrie în cadrul proiectelor din cadrul acțiunii cheie 229, care se adresează schimburilor interșcolare din cadrul programului Erasmus+. De la Colegiul El Salvador din Torrela Vega au fost prezente două cadre didactice. Pentru noi este foarte important acest proiect. Este important că vom lucra împreună cu elevii din școala din România, din București. Este important că vom împărtăși experiențe între cele două școli, între ceea ce realizăm noi și ceea ce realizează elevii din școala românească. În primul rând, ne dorim să lucrăm cu Liceul Pedagogic Anastasia Popescu. Este o școală pe care o cunoaștem și pe care o apreciem. Și, în al doilea rând, România este o țară mai puțin cunoscută pentru elevii noștri, dar noi o cunoaștem și ne dorim ca și ei să aprecieze valorile acestei țări. Acest proiect are rolul de a crea o deschidere a școlii noastre către alte țări, către alte culturi, să le ofere posibilitatea elevilor noștri de a călători într-o țară, într-o altă țară, de a cunoaște tradițiile, obiceiurile și valorile acestei țări. Evenimentul face parte din seria manifestărilor organizate de Liceul Anastasia Popescu în cadrul programului Zilele Educației. În continuare vor fi organizate spectacole, conferințe, lansări de carte, audiții ale clasei de muzică, precum și un concert coral dedicat centenarului Marii Uniri.